Bună ziua! Numele meu este Ana și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă voi prezenta rețeta pandișpanului de post cu fructe de pădure. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie. Vom avea nevoie de 300 g de făină, 2-3 linguri de nucă de cocos, un plic de praf de copt, 3 plicuri de zahăr vanilat sau puteți spune esență de vanilie, 200 g de zahăr pudră, 750 de ml de ulei, o coajă rasă de la o portocală. Aici am esența de fructe de pădure, nu este obligatoriu, mie îmi place să pun 250 de ml de lapte de soia, puteți pune lapte de ovăz, de orez sau chiar și apă minerală și mai am 300 de grame de fructe de pădure. Într-un bol vom pune făina. Bineînțeles, praful de copt în făină. Amestecăm puțin. Punem zahărul. Neapărat zahăr pudră. O pune și zahărul vanilat. Puteți opta pentru o esență de vanilie. Dacă doriți să puneți esență de vanilie, puteți pune o lingură. Și vom pune 3 linguri de nucă de cocos. Acestea nu sunt obligatorii. Puteți pune în funcție de gust. Amestecăm. E o rețetă foarte ușor de făcut. Punem și coaja de portocală. Va da un gust extraordinar coaja de portocală. Bun, acum vom turna laptele. Deci puteți pune și apă minerală dacă nu aveți lapte. Și turnăm și uleiul. Și eu voi pune și un pic de esență de fructe de pădure. Eu am esența de pădure de la Coseli. Și amestecăm până ce făina se incorporează cu lichidul. Între timp mă voi duce să încălzesc cuptorul la 170 de grade. Și acum vom pune fructele de pădure. Eu am fructe de pădure congelate, le-am lăsat la descongelat.
Și amestecăm ușor. Puteți opta doar pentru smeură, mure. Nu este neapărat obligatoriu să puneți fructe de pădure. Într-o tavă puneți foaia de copt. Eu nu am o tavă mică și înaltă, așa că am ales o formă de tort peste care eu voi pune foaie de aluminiu. Eu am ales să pun folie de aluminiu pentru că am forma de tort care are fundul detașabil și mi se pare mai în siguranță să stea într-o folie de aluminiu. Dumneavoastră, dacă aveți tavă, puneți o foaie de copt. Este mai bine. Cuptorul s-a încălzit, deci pot pune prăjitura la... Cuptorul s-a încălzit. Vom adăuga tava în cuptor pentru aproximativ 30 de minute. După cele 30 de minute vom încerca aluatul cu o scobitoare, exact ca la chec. Dacă pe scobitoare vor rămâne urme de aluat, înseamnă că aluatul mai trebuie să stea la cuptor. Am scos prăjitura de la cuptor, o lăsăm la răcit, niciodată nu o tăiem caldă. După ce se va răci, o putem tăia. Prăjitura mea a avut nevoie de 40 de minute pentru a se coace. După cele 30 de minute pe care le-am setat pe cuptor, am încercat prăjitura, am văzut că nu este coaptă și am mai lăsat-o încă 10 minute. Acesta este rezultatul. După ce s-a răcit prăjitura, am tăiat-o și am ornat-o cu zahăr pudră. Sper să încercați și voi această rețetă și să fiți mulțumiți. Este o rețetă foarte ușor de făcut. O rețetă foarte gustoasă și o prăjitură foarte pufoasă. Aștept cu drag sugestiile voastre în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru a primi notificări pentru fiecare rețetă nou pusă. Sper să încercați această rețetă și să fiți mulțumiți! La revedere!